Directorul stațiunii de cercetare și dezvoltare agricolă secuien, dr. inginer Elena Trotuș, vorbește de condițiile pedoclimatice favorabile dezvoltării culturilor agricole din 2016-2017, favorizate de căderile masive de zăpadă, benefice majorității culturilor. Dacă ar fi să analizăm condițiile climatice ale anului agricol 2016-2017, aș spune că am debutat acest an agricol cu un excedent de precipitații în lunile octombrie și noiembrie, deci primele luni din anul agricol 2016-2017, excedent care a avut rolul de a completa într-un fel deficitul de precipitații înregistrat în anii agricoli anteriori. Sigur că excedentul de precipitații căzut în lunile despre care vorbeam, mai cu seamă în luna octombrie, a întârziat pe de o parte efectuarea lucrărilor agricole de toamnă și în special însămânțarea culturilor de cereale păioase. De aceea și la nivelul județului Neamț, dar și la nivelul întregii țări, suprafața însămânțată cu cereale păioase este undeva la 75% din suprafața planificată. Noi, ca și stațiune, am reușit să ne încadrăm cu însămânțarea culturilor de toamnă, respectiv rapița și cerealele păioase, și când spun cereale păioase mă refer la ors și orzoaică de toamnă, la triticale și la grâu, în epoca optimă, deci până la jumătatea lunii octombrie, astfel că în iarnă am intrat cu culturile de cereale păioase bine încheiate, înfrățite, într-o fază în care să reziste la temperaturile scăzute din timpul iernii. Mai problematic se prezintă cultura de rapiță, care pe anumite suprafețe, din cauza deficitului de umiditate înregistrat în luna august și septembrie, luni în care s-a realizat însămânțatul acestor culturi, plantele au răsărit după o perioadă lungă de la semănat, evoluția lor în toamnă a fost destul de lentă, astfel că în luna decembrie, multe din suprafețele cultivate cu rapiță se aflau în faza de 3-4 frunze, o fază necorespunzătoare pentru traversarea temperaturilor scăzute din timpul iernii. Însă, stratul de zăpadă care a căzut în primele zile din luna ianuarie și care s-a așternut destul de uniform peste terenurile acoperite cu vegetație, fac să reziste și aceste culturi pe perioada de iarnă, dacă în final zăpada nu se duce, nu se topește și dacă nu survin și alte temperaturi mai scăzute. La stația meteorologică a unității noastre, temperatura cea mai scăzută până în momentul de față a fost de minus 16 grade în aer, iar la sol cea mai scăzută temperatură am avut-o de minus 7 grade Celsius și într-un strat acoperit cu zăpadă și la minus 7 grade Celsius rezistă și traversează cu bine iarna atât culturile de rapiță cât și cele de cereale păioase. Sperăm să avem și o desprimăvărare timpurie cu condiții climatice bune, în așa fel încât anul agricol 2016-2017 să fie un an prielnic pentru cultura plantelor de câmp. Ceva probleme au fermierii care cultivă rapiță, plantă tehnică ce a avut de suferit din cauza răsăririi ei mai târzii. Restul plantelor sunt înverite ca în iernile de altă dată de o pătură uniformă de omăt care favorizează germinația acestora și prevăd culturi bune la cereale, respectiv orz, orzoaică și grâu, plante care au răsărit corespunzător și care se dezvoltă bine sub stratul de zăpadă. Există premisele unui an agricol foarte bun în condițiile în care va exista și o desprimăvărare lentă.